Salutare, Tror, mă numesc eu, Gian. Am să vă prezint un truc. Am în mână o cutie de chibrituri magică. Magică pentru că o pot mișca fără să o ating. E de ajuns să mișc puțin cu degetul și se mișcă. Știu că vreți să vedeți secretul trucului, așa că acuși vă explic rolul în detalii. Mai întâi vreau să vă anunț că pe Gamey au apărut multe jocuri noi. Pentru cine nu știe, Gamey este o aplicație plină de jocuri gratuite. Ideea este că nu trebuie să instalați 20 de jocuri. E de ajuns să instalați o singură aplicație care include 10 de jocuri și anume arcade, puzzle provocătoare, jocuri de sport și multe altele pe care le poți juca în orice minut. Poți să-ți inviți prietenii la un duel sau persoane necunoscute din zona în care te afli. În descriere am lăsat un link de unde poți descărca și instala gratis această aplicație. O singură aplicație, distracție, fără sfârșit. Dacă vreți să arătați acest truc prietenilor voștri, veți avea nevoie de o cutie de chibrituri obișnuite, un bold sau cum se mai spune ac de siguranță și fir pentru pescuit. Alegeți cât mai subțire. Cu acul am să fac o gaură în partea de jos a cutiei. Acum voi lua un chibrit de care am să leg o bucată de fir pentru pescuit. Apoi introduc firul prin gaura de la cutie. Am să fac o gaură și în a doua parte a cutiei. E bine să alegeți un loc unde este un text sau alte imagini pentru a găuri, în așa fel ca să mascați gaura. Oricum ea e prea mică, așa că practic e imposibil să o vezi cu ochiul liber de la un metru distanță. După ce introduc firul și prin partea de sus a cutiei, observați că o pot mișca foarte ușor în ce direcție vreau. Chibritele le pun înapoi în cutie pentru a-l ascunde pe cel de care e legat firul. Am să leg celălalt capăt al firului de bold. Urmează să prindem boldul de pantaloni undeva pe aici. Atunci când arăți cuiva acest truc, pare a fi un pachet de chibrituri obișnuite, pentru că firul real nu se vede, credeți-mă, pentru că am prezentat acest truc în București la SciKids Festivalul Științei în fața la 100 de oameni și nu a observat nimeni firul. Acum luăm cutia în mână, iar firul îl introducem printre degete. Cum funcționează trucul, cred că v-ați dat seama. Atunci când tragi puțin de fir, cutia se deschide, la fel poate să se întoarcă sau să se deschidă și în partea opusă. Dacă episodul de azi adună 20.000 de like-uri, am să încep o serie de episoade unde vă prezint multe trucuri. Dacă îți plac trucurile, pune degetul în sus. Abonează-te la canal, ne revedem foarte curând. Vă salut! Această mână de Halloween, sper să vă plac. Salutare tatăl meu și astăzi mi-am făcut un machiaj de la videoclipul lui Eugene. Arată foarte bine.